După un egal și o înfrângere la Giurgiu, a venit și o victorie. Cum a fost partida de astăzi? A fost super, excelent, excelent. Băieții, tot, antrenorii, toată lumea a muncit pentru victoria asta. Nimeni nu am așteptat să jucăm mai bine, că noi suntem ca un copil, suntem în creștere. Că noi ne-am adunat înainte de două săptămâni de campionatul. În condiție ce avem, tot ne-am adunat înainte de două săptămâni, nu am făcut pregătire nimic. Tot am, după, au fost jucători care au venit, deja început campionatul și au venit. Noi începem să facem tot împreună și să creștem tot în joc. Dacă vedeți, nu știu, vedeți că fiecare joc jucă mai bine, mai bine. Așa este. Cum e totuși să joci și meciurile de acasă în deplasare? Bă, no, cam nasol, că înainte faci o oră și ceva drumul, cam nasol. Dar sper că o să rezolvă treaba, că o să, am auzit că după 15 o să deschide ceva sala și poate ne mutăm acolo să jucăm acasă, că mai bine. Dai seama că venim cu mașina, venim cu mașini cu tot și mai stai acolo înghețit în mașină o oră jumătate, tot nici așa. Nici suporteri nu sunt în momentele cheie să vă încurajeze. Da. Nici suporteri nu avem, aia. Sper că când ajungem și noi acasă, acum vede lumea că suntem în creștere și o să intereseze lumea handball și vene la noi la meci. Da, nu e păcat ca un oraș mic cum e Alexandria să aibă două echipe la același nivel? Nu, despre asta nu vreau să zic nimic, că nu vreau să vorbesc urât. Eu cred că asta e un prostii, e mic orașul. Sper că o să fie tot bine, noi tot creștem, dacă vedeți că noi avem echipa viitoare, avem foarte multe jucători, 19 ani, care o să trebuie să învețe, domn profesor o să învețe pe ei și o să creștem în joc. Cum e acum? Fiecare merge un, doi jucători, hop, nivel mai sus, mai sus. Așa e bine, sper că o să fie bine, tot e în regulă. Și ultima întrebare, care este obiectivul vostru sezonul ăsta? Din păcate și eu nu știu prea bine, dar cred că e primul 7-8 să fim acolo. Că no, suntem puțini, suntem cu echipa tineri, dar cred că anul o să fie mai bine. Să ne spui și nouă numele, te rugăm frumos. Ola Ianoș. Din păcate nu a fost o deplasare cu noroc pentru dumneavoastră. Cum a fost partida și cum a fost posibil pe final la cea mare diferență de scor? Din păcate pentru noi nu am prins ziua cea mai bună. Acum dacă căutăm să găsim motive, nu cred că și are rostul că am venit în ziua meciului sau că Dorancea s-a accidentat în minutul 8 chiar la începutul partidei. Din păcate, am comis foarte multe greșeli neforțate și asta a constat. Și de acolo și diferența foarte mare de scor. Mă uitam la Alexandria, ei joacă la Giurgiu pentru că sala lor este în renovare, au două echipe au la același eșalon. Știu că și la Constanța mai există Costa HCM care e sprijinită, nu știu dacă e adevărat sau nu, de foști jucători. De ce se întâmplă lucruri de genul acesta? Nu se poate construi o singură echipă în fiecare oraș reprezentativă? Poate și banii vor ajunge la mai mult? Sunt uneori interesele mai importante decât interesul sportiv? Nu, și nu pot să-mi dau cu părerea de ce. Important, din punctul meu de vedere, este că Hamal este sprijinit din toate punctele de vedere, și de autorități, și de sponsor local. Și important ca din două echipe, dacă e un oraș cu câte două echipe, cel puțin una să promoveze și una să crească copii pentru a fi un fel de pepinieră pentru cealaltă echipă. Vă este dor de perioada de glorie a handbalului masculin la nivel de echipe de club românesc și chiar de cel feminin, două formații importante în ultimele două decenii, cred, sau cel puțin un deceniu și jumătate, HCM la băieți și Olchimul la fete nu mai există, să spunem, la nivelul acela. Așa e, din păcate și HCM-ul și Olchimul au trebuit să se desființeze, dar văd că vin alte orașe din urmă, cum ar fi Baia Mare, cum ar fi Bucureștiu, care se implică cu ajutorul autorităților. Și acum important e să avem echipe care să joace constant în cupele europene și în special în Champions League și să o facă cu succes. Sperați să ajutați handbalul românesc și din această postură, să ajungeți măcar la nivelul la care erați ca handbalist? Nu știu, sper să îi ajut pe băieți cu sfaturile mele, cu ce mai știu din experiența pe care am acumulat-o și sper să din această echipă tânără și frumoasă, sper ca câțiva jucători să facă pasul spre mare performanță. În cât timp promovează Farul Constanța în eșalonul superior? Noi avem un proiect pe 3 ani, 2-3 ani, pe care deocamdată nu e primul an acesta, nu ne-am propus să promovarea, dar sperăm ca în 2-3 ani cel târziu să facem pasul spre prima ligă. Vă mulțumim mult și succes în continuare. Centrul de gro de
Giurgiu, care se va deschide mâine și o să vin și eu. Parcă ești cu bilet de intrare, dacă găsești biletul. Fermierii în domeniu. Uite, centre de grop.